Astăzi avem un pic oferta mai săracă, totuși am reușit să găsesc 11 meciuri pentru un bilet șansă. Primul ar fi din România, Liga 2, Ripensia, Paru Constanța, 0-2 goluri, adică sub 2,5. Cine vrea poate să pună și nu marchează ambele și 3 plus. Al doilea meci ar fi din Arabia Saudită, Al Jehel cu Al Hazm. Aici între meciurile disputate între ele au fost toate de sub. Să sperăm că și astăzi o să fie tot sub și din asta am ales tot 0-2 goluri, o cotă de 1.57. Al treilea meci este din Argentina. Mitre de Estero cu Nueva Chicago. De obicei în Argentina se dau puține, așa că am ales tot 0-2 goluri, tot o cotă de 1.57. Meciul 4 din Kosovo, Drita cu Arberia nu marchează ambele și 3 plus o cotă de 1.51. Meciul numărul 5 ar fi din Liga 1. Uta Arat cu Craiova. Un meci destul de strâns, dar a spune 0-2 goluri, o cotă de 1.80. Cine vrea poate să pună și nu marchează ambele 3 plus aici. Al șaselea meci este din Brazilia, Corinthians, cu Vasco Under 23 plus o cotă de 1,65. Meciul numărul 7, Anglia Under 23, Nottingham cu Birmingham 3 plus o cotă de 1,37. Meciul 8 este Celta cu Cadiz 2,5 goluri. Meciul numărul 9 Deportivo Riesta cu Gimnastic Mendoza din Argentina 0-2 goluri o cotă de 1.62. Meciul 10 tot din Argentina Central Cordoba cu Godoi tot sub 2,5 o cotă de 1,60 și ultimul meci Atletico Tsucumamba